Sănătate, prieteni! Suntem în solar, iarba a năpădit ridechile, dar printre ele le-a mers atât de bine. Au fost săpate, bineînțeles, în prima fază, altfel buruienele le sufocă. Dar după aceea a dat iarba, iar ele, bine mersi, și printre știri și printre alte burieni, s-au făcut. Au fost unele așa de mari și frumoase. Și chiar la dimensiunile astea, uriașe, uite aici un grăsunica. Și la dimensiunile acestea au frăgezime și sunt atât de gustoase. Sunt mari, multe pe aici. Ce au scăpat prin buriene, am consumat unele mult mai mari decât acestea. Nu-mi venea să cred că au putut să crească așa de mari. Pământul a fost îngrășat, bineînțeles. Era grozav. Șterg o frunză. O ștergem un pic de pământ. Trebuia spălat-o un piculeț, dar merge și așa. Nu pot să nu gust un pic din ea. Mai rămân câteva fărâme de B12 pe rădăcină, pentru că pământul e organic. Prea multă sterilizare adăunat, nu sunt pentru mâncat cu mâinile murdare, dar nici supra-sterilizat, pentru faptul că s-a dovedit că cu cât facem mai o sterilizare mai excesivă, cu atât suntem mai puțin sănătoși. Uite de mare! Nu uite deloc și are zeamă. Un privilegiu, are un gust. Mă provoacă. Ușor de cultivat, ușor de obținut, vă trebuie o bucată de pământ îngrășat, niște semințe de calitate și apă din când în când. Și veți bucura de o cură de ridic de o lună, două luni de zile, puteți să le puneți etapizat. Vă salut!